Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Dragoș Boța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o nouă ediție Press Alert Live de aici, din studioul HDV. Alegerile au trecut, dar negocierile sunt în fierbere, ca să spun așa. Toată lumea cu toată lumea. Se fac scenarii care de care mai fanteziste sau mai realiste. Dacă ai citi tot ce a apărut în presă, ai putea să crezi că este posibil orice. Declarațiile sunt și la cacealma, dar și pe bune. Într-un final nu poate să fie decât un președinte de Consiliu Județean, doi vicepreședinți, doi viceprimari și niște majorități. Simple sau absolute, acelea de două treimi pentru proiectele importante. Se duc discuții aprige, căci ce să vezi, în partidele mici de care depinde majoritatea sunt oameni plecați de obicei din partidele mari, care acum stau și joacă cât mai bine cartea. Să vedem până la urmă cine câștigă și cine o să fie întâiul om al județului. Sunt multe necunoscute, cum toți învingătorii, ca să spun așa, sunt plecați din primul eșalon, sunt plecați la negocieri. Astăzi am hotărât să discutăm cu un proaspăt consilier local, dar nu proaspăt în politică, un om care a mai fost aici la Press Alert Live și l-ați văzut prin prisma activității profesionale. Acum îl revedeți în calitatea sa de politician și să vedem, poate reușim să scoatem informații noi. Sorin Ionescu, consilier local PSD, ales, nevalidat. Nevalidat încă. Bună seara, bine ați venit la Press Alert Live. Bună seara și vă mulțumesc încă o dată pentru prilejul de a apărea la emisiunea dumneavoastră. Cum vă simțiți acum că poporul v-a ales? Da, e o senzație ciudată. Venim după o lună și un pic de campanie electorală în care Partidul Social Democrat în Timișoara și în județul Timiș a mers pe un alt tip de mesaj. Partidul a ieșit în stradă, a încercat să fie cât mai aproape de oameni, a încercat să discute cât mai mult cu oamenii. Pot să vă spun că mă simt un pic obosit după această campanie electorală. Am rupt vreo două perechi de pantofi, dar așa cum spunea și Sorin Grindeanu, proaspăt ales, zic eu, în fruntea Consiliului Județean Timiș, aveți o majoritate, care a parcurs vreo 7.000 de kilometri, cred că până la urmă am reușit să ne apropiem de ceea ce înseamnă cu adevărat social-democrația. Să fim cât mai aproape de oameni, să fim cât mai mult în stradă și ar trebui ca după ce am reușit să câștigăm aceste alegeri în județul Timiș și după ce am reușit să obținem acest frumos scor în Timișoara, să rămânem acolo, să fim în permanență alături de oameni. Bun. Ales, dar nevalidat. Pe de altă parte, avem chestiuni legate de majorități. Hai să vorbim prima dată de Consiliul Local. Ați început negocieri, v-au chemat șefii la partid să vă spună cu cine valiați, ce faceți? Sigur că aici sunt două aspecte diferite. Pe de o parte, prin votul majorității timișorenilor, Nicolae Robu a fost reales primar al municipiului Timișoara. Este o realitate de la care trebuie să pornim. Dacă ne uităm însă pe rezultatele votului politic la Consiliul Local și la Consiliul Județean, Partidul Național Liberal a pierdut foarte multe mandate în comparație cu Nicolae Robu. De aceea, credem că toate combinațiile despre care vorbeați sunt posibile pentru crearea unei majorități. Până la urmă, trebuie să trecem un pic de jocul politic și să ne gândim că principalul obiectiv pe care ni-l propunem este acela de a asigura binele cetățenilor. Și atâta timp cât în campania electorală s-au prefigurat... Toți politicii vor binele cetățenilor. Acum se va vedea, pentru că în campania electorală, discutând cu oamenii, oamenii ne spun lucruri simple de care noi trebuie să ținem cont. Ne spun că au nevoie de mai multe parcuri, ne spun că au nevoie de școli mai bune, ne spun că au nevoie de spitale, ne spun că au nevoie de centură de sud a Timișoarei, iar toată clasa politică locală, aleasă în mod democratic, trebuie să se înhame pentru a rezolva aceste priorități. Despre negocieri, sigur că ele sunt niște negocieri politice și fiind o perioadă de închinată acestor negocieri, putem să facem combinații ca la matematică, două câte două sau fiecare în parte. Ce este cert
este că Partidul Social Democrat are un protocol național cu UNPR și cu, și cu Alianța Liberală și că automat, automat primele negocieri pe care PSD-ul le va avea vor fi cu cele două, cu cele două entități politice, cu liderii celor două entități politice la nivel județean și local. Da, dincolo de negocieri, aveți un protocol național, dar, de exemplu, UNPR-ul nu este în Consiliul Local. Ce faceți? Rămâneți, faceți o alianță cu Nicolae Robu sau rămâneți în opoziție? Trebuie discutat aici despre proiectele majore, pentru că, din păcate, și în perioada anterioară campaniei electorale, deci în perioada preelectorală și în campania electorală, foarte mult timp mesajul politic a fost canalizat pe discuții în contradictoriu. Discuțiile care vor avea loc trebuie să se pornească de la prioritățile timișorenilor. Eu sunt convins că dacă vom reuși să găsim puncte în care să ne suprapunem, vom susține marile proiecte ale orașului și cred că până la urmă lucrul care trebuie să ne intereseze cel mai mult în acest moment este interesul cetățeanului și faptul că timișorenii ne-au transmis un vot de încredere astfel încât să putem să asigurăm o stabilitate și o majoritate care să asigure dezvoltarea acestui oraș. Da, dezvoltarea orașului, revenim, avem, domnilor și domnilor, o informație de ultimă oră dată de colegul meu Daniel Dancea de la Adevărul. Citesc de pe adevărul.ro o informație cu adevărat importantă pentru noi timișorenii. Nașul mafiei imobiliare din Timișoara, Ionelaș Cârpaci, condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la 7 ani și 2 luni de închisoare în dosarul mafiei imobiliare, dosar în care a fost condamnat inițial de Curtea de Apel, i-a fost redusă această pedeapsă de la 10 ani și 4 luni la 7 ani și 2 luni. Este unul dintre procesele lungi, iar faptele sunt unele vechi. Însă, important este un lucru. Instanța a decis că trebuie recuperate daune materiale de 1,5 milioane de euro. În plus, s-a dispus în premieră confiscarea unei vile dobândite ilegal de pe Cedeloga, de pe celebrul bulevard Cedeloga. O vilă care a ajuns în posesia clanului țigănesc Cârpaci revine la starea inițială după un lung proces și zic că aceasta ar putea să fie startul unei noi etape în reașezarea lucrurilor în Timișoara. Domnule consilier, este primul caz în 26 de ani când avem o sentință definitivă a justiției prin care se hotărăște recuperarea unei vile care a fost dobândită ilegal cu acte false, cu încălcări ale legislației. E o dovadă a faptului că justiția funcționează. E drept. Putea să fie un pic mai operativă, putea să fie un pic mai rapidă, dar e încă o dovadă a faptului că în România lucrurile încep să intre pe un făgaș normal. Sigur că s-a discutat foarte mult despre ceea ce se întâmplă în centrul orașului și mass media a relatat. Pe de altă parte, însă, dați-mi voie să-mi pun o întrebare personală, e doar o întrebare retorică. Oare acești indivizi au acționat singuri sau în curând ar trebui să mai vedem Mai erau niște notari care au primit ba o amendă, ba o tragere de urechi de la procuror, că în spatele lor sunt judecători sau, chiar dacă nu sunt la vedere, sau oameni din primărie care oferă ponturi. Acești oameni sau oameni de la cadastru, acești indivizi... Deja vorbim de o rețea organizată, ceea ce este foarte grav. Vă rog să mă credeți că am urmărit în mass media și eu aceste subiecte. I-am urmărit inclusiv pe acești, hai să le zicem, indivizi. Par niște indivizi lipsiți de cea mai elementară educație, par niște indivizi lipsiți de cel mai elementar spirit antreprenorial, să spunem așa. De aceea vă rog să-mi credeți că de foarte multe ori mi-a fost greu să cred că sunt singuri și că ei de fapt sunt doar vârful unui iceberg mult mai mare. Ar fi interesant și va fi interesant în perioada următoare, în momentul în care o să înceapă toate aceste dezvăluiri și o să vedem de fapt întreaga rețea și de ce nu să vedem cine este regina în această rețea. Ba, nu știu dacă există vreun rege sau vreo regină, dar sunt sigur de un lucru. Există rețele mafiote care încep
undeva în zona lumii interlope, trec prin zona administrației, prin lumea justiției și se termină undeva unde bunuri ale statului român ajung în mâinile acestor grupări mafiote. Pentru că atunci când ai instituția, oameni din instituția ale statului implicați în astfel de matrapazlâcuri, nu poți să vorbești decât de mafie. Evident. Evident, e vorba despre niște rețele și eu cred că o să avem cât de curând surprize mari, pentru că, așa cum v-am mai spus, din punctul meu de vedere, e doar un vârf al icebergului și în realitate sunt lucruri mult mai complexe acolo. Da, că tot vorbeam de oameni din instituții. Una dintre instituțiile care are probleme și care a fost implicată direct în toate aceste chestiuni imobiliare, să le spunem, este Primăria Timișoara, unde cu onor veți fi consilier local dacă nu vă retrage partidul sprijinul politic înainte de validare, ceea ce este o teorie, numai dacă faceți vreo prostie, nu știu, vă duceți și dați foc carnetului de partid în fața sediului, dar nu vă văd într-o astfel de stare. Mulțumesc! Bun. Acolo sunt oameni care sunt de ani de zile. Numele secretarului Cojocari a fost pomenit în toți acești ani legat sau al serviciului juridic legat de toate chestiunile. Cojocari este bine, mersi, are dosare penale la DNA, trimis în judecată pe alte lucruri, dar este în continuare la butoane sub o formă sau alta. Pleacă la pensie, este eliminarea pe cale naturală din sistem, dar rămân alții. Și întrebarea mea este ce e de făcut ca lucrurile acestea să nu se perpetueze la infinit? Acum, din câte știți, de multe ori instituția ale statului care se ocupă cu partea judecătorească sau cu partea de control au făcut destul de des vizite la Primăria Municipiului Timișoara și cred că în acest moment o mare parte a arhivei acestei instituții se află în altă parte și nu acolo unde ar trebui ea depozitată în mod normal. Eu cred că totuși aceste lucruri despre care vorbim provin dintr-o epocă a trecutului și că vor fi două tipuri de eliminări. Vor fi pe de o parte eliminările naturale și vor fi pe de altă parte eliminări legale acolo unde se va constata că s-a încălcat legea. Eu totuși cred că în primărie, atât cât cunosc eu din exterior, vă rog să mă credeți că fiind la primul mandat intru și eu într-o instituție nouă pe care o cunosc doar din exterior. Cred că acolo sunt oameni de foarte mare valoare. Sunt oameni care știu administrație, care lucrează de ani de zile pentru ca procesul administrativ al orașului să se desfășoare normal, iar dacă sunt cazuri de încălcare a legii, evident că acolo trebuie să se ocupe organele respective. Eu cunosc câțiva oameni care lucrează în primărie și vă rog să mă credeți că nici măcar un singur moment nu mi-a făcut o astfel de impresie negativă, așa cum ați descris, ci din contră v-am spus, sunt oameni pe care eu cel puțin în calitatea mea de director la Colegiul Bănățean i-am simțit foarte aproape de problemele învățământului, de oricâte ori am avut nevoie. Și aici mă refer la cei de la Direcția de Învățământ cu care am avut o relație de colaborare directă. La fel ca și cei de la Direcția de Mediu care ne-au acordat sprijin de oricâte ori l-am solicitat. Despre încălcarea legii, vă rog să mă credeți că într-un stat de drept este normal ca despre aceste încălcări să vorbească instituțiile responsabile. Instituții responsabile care au reacții foarte întârziate, care au de multe ori reacții după 3, 4, 5 ani și atunci, sau după 10 ani, sau după momentul în care faptele penale sunt prescrise. Și ce facem atunci? Că pe de o parte avem urletul ăsta permanent cu statul polițienesc, cu DNA-ul care arestează numai nevinovați, cu polițiștii și procurorii care fac numai abuzuri și numai nenorociri. Pe de altă parte avem jalea că instituțiile statului nu fac nimic. Și atunci întreb, unde e adevărul? Nu cred în teoria statului polițienesc și cred că România totuși în acest moment este un stat în care multe din drepturile și libertățile noastre cetățenești sunt funcționale, câștigate ca urmare a Revoluției din decembrie 1989. Sigur că privim de foarte multe ori mass media și vedem
cum o sumedenie de nevinovați, între ghilimele, sunt arestați de către instituții ale statului sau ajung în conflict cu astfel de instituții ale statului. Mi-e greu să cred însă că un procuror și-ar permite să facă un abuz de tipul acesta și din câte se vede, în momentul în care aceste dosare ajung în instanță, mersul lor este oarecum natural. Pe de altă parte însă am sesizat și eu un lucru care m-a pus pe gânduri în această campanie electorală. Pentru că de foarte multe ori venim cu ideea că avem nevoie să reîmprospătăm clasa politică, că avem nevoie de un nou tip de mesaj, că avem nevoie de noi oameni și mă uitam cu stupoare la ceea ce se întâmplă la Baia Mare. Adică un primar nu aflat în cercetare, ci aflat în arest, în arestul poliției din Baia Mare, câștigă la pas alegerile. Ori asta este un semnal că, de fapt, oamenii de acolo nici măcar n-au vrut să ia în discuție vinovăția sau nevinovăția primarului. Oricum, până la o condamnare definitivă, omul e nevinovat. E doar o prezumție de vinovăție. Ci au considerat că trebuie să-și dea votul pentru un astfel de candidat. Ne uităm la Brașov, la ceea ce s-a întâmplat la Brașov și o să vedem o situație oarecum asemănătoare. Ori asta înseamnă că și opinia publică de foarte multe ori cere justiției mai mult decât poate ea să ofere. Asta poate să însemne... Și când oferă, zice că nu e bine. Și când oferă, zice că nu e bine. Mi-e teamă însă de altceva. Mi-e teamă însă de faptul că opinia publică s-a obișnuit, de fapt, cu scandalurile acestea mediatice legate de arestări și nu cu fondul problemei. Adică, de foarte multe ori, arestările în sine sunt privite ca niște evenimente mondene, care le discutăm de la știrile de la ora 5 până la știrile de la ora 10 și nici de cum despre problemele fundamentale. Vă dau un exemplu pe care l-a spus în această sentință a lui Ionelaș Cărpaci, recuperarea prejudiciului, care, din punctul meu de vedere, este chiar mai importantă decât condamnarea în sine a individului. Corect. Nu cred că pe noi ca cetățeni ne încălzește faptul că un anumit om va sta după gratii 3, 5 sau 10 ani. Ar trebui să ne deranjeze foarte mult faptul că prejudiciul se recuperează cu o foarte mare greutate sau nu se recuperează absolut deloc. Iar o stare de nemulțumire a populației ar trebui să plece tocmai de la acest lucru în relația cu justiția. Sigur că un proces are etapele lui. Aici arta avocățească, n-am inventat-o noi, este mult mai veche și avocații de multe ori folosesc tot felul de tertipuri astfel încât procesele astea s-au folosit arsenalul posibil și imposibil. Din fericire avem o justiție care încă funcționează. Se vorbeau chiar de foarte mulți bani care s-ar fi aruncat la un moment dat în joc pentru că acest dosar să fie omorât. Important este că avem sentințe și că asta poate fi, zic eu, un punct bun de plecare. Mai ales că unii, mă uit, doamnelor și domnilor, pe laptop pentru că vin informații. Se pare că în momentul în care sentința definitivă va ajunge la poliție, cei de la urmăriri vor trece la punerea în executare a mandatului. Nu știm unde este Ionelaș Cărpaci, care are și cetățenie germană, dacă nu mă înșel, așa că este posibil să mai dureze puțin. Vom urmări toate aceste evenimente și după emisiune cu siguranță veți avea toate, absolut toate detaliile pe presalert.ro. Revenind la chestiunile de administrație, de politică, spuneați că ați rupt două perechi de pantofi în campania electorală. Care au fost chestiunile cele mai șocante în întâlnirile cu oameni? Acum, eu vin dintr-un domeniu în care lucrez cu foarte mulți oameni de diferite vârste, copii, părinți, bunici, deci nu cred că neapărat putea să mă șocheze ceva. Așa cum ați mai spus, nu sunt chiar nou în politică și în Partidul Social Democrat, de aceea cunoșteam destul de bine ceea ce se întâmplă în jur. A fost interesant însă altceva. A fost interesant faptul că oamenii, deși mulți dintre politicieni au crezut că memoria colectivă este de foarte scurtă durată, n-au uitat guvernarea PDL. Și că în permanență
oricât au încercat cei de la PDL să se ascundă sub sigla PNL-ului, să se vopsească în galben și albastru din portocaliu, în permanență reproșau asta celor de la Partidul Național Liberal, faptul că i-au primit alături de ei pe cei de la PDL. N-au uitat faptul că li s-au tăiat pensii, n-au uitat faptul că li s-au tăiat salarii, n-au uitat faptul că a fost o perioadă în care, pe de o parte, țara a trebuit să facă niște sacrificii, iar pe de altă parte ați văzut ceea ce s-a întâmplat la nivel național. Și un lucru interesant este că oamenii n-au uitat guvernarea Ponta și că foarte mulți ne spuneau, chiar dintre timișoreni, paradoxal, deși dacă vă aduceți aminte de rezultatul alegerilor, Klaus Iohannis a câștigat în Timișoara, ne spuneau că dacă mâine ar mai fi alegeri pentru președinte, ar vota cu Victor Ponta. De ce? Pentru că a fost o guvernare stabilă, a fost o guvernare socială, dar și cu valențe liberale, pentru că s-au luat și o serie de măsuri de factură liberală, și a fost o guvernare care poate fi oricând comparată în sens pozitiv cu guvernarea actuală a acestor tehnocrați, care nu fac altceva decât să-i nemulțumească pe toți. Cred că în această campanie electorală s-a mai destrămat un mit. Acela că PSD-iștii sunt comuniștii, iar ceilalți sunt reformați. Sunt feții frumoși. Din contră, oamenii au stat, chiar și cei care nu erau de acord cu noi, chiar și cei care ne-au spus că nu votează PSD, chiar și cei care au spus că n-au votat niciodată PSD-ul, dar acum îl vor vota pentru că poate o să vi se pară un pic că sună afală ceea ce vă spun, poate că votează cu PSD-ul pentru prima dată pentru că vine cu un alt tip de candidați, cu fețe noi, cu tineri, cu oameni care nu mai pot fi legați de istoria trecută a PSD-ului. Asta a fost lucrul interesant. Faptul că timp de 30 de zile, zi de zi, oamenii au fost alături de noi, cu bune și cu mai puțin, și cu mai puțin bune. Și lucrul acesta s-a văzut în rezultatul votului, și inclusiv pe votul politic, nu discutăm de cei doi candidați la primărie, în multe din secțiile din Timișoara... Păi dumneavoastră n-ați avut candidat la primărie, mă scuzați, rămân la părerea mea că Florin Bârsășteanu nu și-a făcut o campanie cum ar fi trebuit să-și o facă un om care reprezintă PSD-ul și care se bătea cu Nicolae Robu. A fost o bătaie cu flori, n-a fost o campanie electorală. Nu știu, eu cred că aici am o părere diferită. Cred că Florin Bârsășteanu era cea mai bună opțiune pe care Partidul Social Democrat a avut-o pentru candidatura la primărie. Sigur că a fost și o dezbatere de idei și de principii. Primarul Nicolae Robu, primar în funcție, sigur că a plecat cu niște avantaje, a plecat cu niște aturi. Pe de altă parte, candidatul Florin Bârsășteanu, putem să spunem că a intrat destul de târziu în campania electorală, practic cele 30 de zile fiind insuficient pentru a-și face cunoscute ideile. Eu rămân însă la părerea mea, Florin Bârsășteanu este un om deosebit, este un politician bun, este un medic bun și mă bucură faptul că am colaborat cu el în această campanie. Pe mine, sincer, nu mă bucură că nu și-a făcut campanie și că nu l-am văzut într-o adevărată luptă cu Nicolae Robu. Pentru că eu cred că Bârsășteanu, atâta timp cât are sub scorul partidului, e semn că nu a făcut treabă bună și că nu și-a făcut datoria de candidat. Asta e părerea mea. Eu cred că aici ar trebui să privim un pic și la altceva. Legea, așa cum a fost făcută această lege electorală, nu a fost să lipsită... Legea electorală a fost aceeași, domnule Ionescu, și pentru dumneavoastră candidat consilier local și pentru Bârsășteanu candidat la primar. Cu o specificație. În Timișoara, în spațiul mediatic, au lipsit întâlnirile directe, confruntările directe între cei doi candidați. Au fost doar două confruntări, destul de slab mediatizate și destul de puțin vizibile. Pentru noi, în calitate de consilieri, au existat două avantaje. Pe de o parte, noi am fost mai mulți, am putut să ne răspândim în mai multe zone, astfel încât să putem să discutăm cu oamenii. Pe de altă parte, am avut și avantajul faptelor bune pe care oamenii le țineau minte din guvernarea Ponta, lucru care ne-a ajutat în această campanie, electorală. Trecând însă peste votul de la primărie, votul pentru Consiliul Local și votul pentru Consiliul Județean, pe lângă partea sa politică, are și această componentă a faptului că Partidul Social Democrat a venit cu o imagine nouă, a venit cu mesaje noi, a venit cu oameni noi care au putut să atragă voturi mai multe decât Partidul Național Liberal. Cred că este pentru prima dată în istorie când Partidul Social Democrat câștigă
detașat în județul Timiș, sunt 6%, dacă nu mă înșel, și în multe din secțiile din Timișoara, Partidul Social Democrat a obținut mai multe voturi și la Consiliul Local și la Consiliul Județean decât Partidul Național Liberal. Da, dar au fost și situații cu o situație paradoxală, Consiliul Local mai multe voturi pentru PNL versus PSD și la Consiliul Județean situație inversă. PSD mai multe decât PNL. A contat atât de mult faptul că a fost cap de listă la PNL Alin Popoviciu? Cred că asta s-a văzut din vot. Un om cu guvernul Bocăci. Nu permit să fac analize asupra taberei Partidului Național Liberal. Cred că dânsii ar trebui să-și facă o analiză internă. Te-am spus că au câștigat alegerile la Consiliul Județean. Asta a spus Nicolae Robu. S-a făcut analiza. Doamna Gheorghiu a spus că a câștigat alegerile prin București acum câteva zile. La o analiză serioasă o să observăm următorul lucru. Oamenii au nevoie de alt tip de mesaj. Se schimbă, pe de o parte, clasa politică, pe de altă parte, se schimbă și percepția publicului despre oamenii politici. Nu mai poți să vii totdeauna cu același tip de mesaj, chiar cu aceiași oameni, așteptând ca oamenii să-ți dea votul, după care 4 ani de zile nu te mai întorci la ei. Dacă Alin Popoviciu a tras lista în jos sau în sus, asta cred că a spus-o Nicolae Robu. Acum câteva ore am văzut o declarație pe unul din site-urile de presă în care recunoștea anumite lucruri, dar vă repet, este o analiză pe care trebuie să-și o facă dânsii în interior și nu e rolul meu să fac lucrul acesta. Și noi am plătit acolo unde poate n-am putut să schimbăm toți oamenii. Și noi am pierdut 2-3 primării în care poate dacă veneam cu oameni noi, poate dacă veneam cu alt mesaj, reușeam să câștigăm detașat. Uitați-vă cazul Peciu, primar PDL, PNL, cu condamnări, cu suspendări din funcție, bătut de un tânăr PSD-ist, bătut de un tânăr care are undeva în jur de 30 de ani, care n-a avut resursele primarului în funcție, n-a avut, nu știu, tradiția primarului de a câștiga alegerile, ci a avut un singur lucru, voința de a câștiga primăria. Iar cetățenii din Peciu și din satele aparținătoare au votat cu acest individ. Uitați-vă la Ceacova. Am fost la câteva voturi să câștigăm primăria. V-a bătut consilierul pedofil. Din păcate a fost o greșeală de strategie. Uitați-vă la Șag, un tânăr balotaj. Tânăr căruia nu-i se dădea niciun fel de șanse, pentru că Venus Oprea controla Șagul într-un mod extrem de autoritar, a ajuns la balotaj și e foarte probabil și foarte posibil ca peste 2 săptămâni Flavius Roșu să ajungă primarul comunei Șag de lângă Timișoara. Deci asta este un semn că oamenii vor un pic altceva, că oamenii vor și imagini noi, vor și tineri care nu mai au legătură neapărată cu trecutul și care au legătură cu ceea ce se întâmplă în prezent și în viitor. Da, mai sunt câteva mici bătălii electorale, însă cea mai mare bătălie rămâne, din punctul meu de vedere, alegerile pentru președinte la Consiliul Județean și majoritățile atât în Consiliul Local cât și în Consiliul Județean. Ce vă spun, v-au chemat șefii la partid să vă spună cu cine mergeți, dincolo de chestiunea cu acel protocol național care se aplică din când în când, pe aici, pe acolo, prin punctele mai neesențiale? Știți, din punctul meu de vedere, politica este un sport de echipă în care nu avem neapărat șefi și subalterni sau supuși. Putem să acceptăm ideea că avem capitan de echipă și avem jucători care trag toți în aceeași direcție. Sigur că în acest moment, așa cum v-am mai spus, sunt pe masă toate variantele posibile. Avem însă un lucru nu-l recunoaștem și care trebuie să spunem că ne bucură. Sorin Grindeanu a obținut în acest moment cele mai multe voturi alături de lista Partidului Social Democrat din județul Timiș. Ori asta înseamnă că voința locuitorilor din județul Timiș a fost și este în continuare ca un membru al Partidului Social Democrat să conducă Consiliul Județean Timiș. Hopa. Doamnelor și domnilor, nu spun Dubai pregătită, ci spun doar atât. Se întâmplă ceva în paradis, în paradisul galben-albastru. Stați pe recepție, căci acum vă cităm din copreședintele
PNL Timiș, Nicolae Robu, care în urmă cu aproximativ o oră, văd că a postat pe pagina domniei sale de Facebook o zicere, un material fluviu, sunt câteva chestiuni importante și vă spun cum semnează, ca să ne amuzăm pentru început. Nicolae Robu, primarul Timișoarei, copreședinte PNL Timiș, vicepreședinte PNL la nivel național. Deci care va să zic că dacă nu scrie domnia sa toate titlurile, nu se simțea bine. E ca și cu estompatorul. Dacă nu te dai, nu te simți tânăr. În cazul de față, nu știu ce a dorit domnia sa. Însă, începe așa, mesajul domniei sale și ia auziți ce zice, că tot parcă ne-ar fi știut ce vrem noi să discutăm. E timpul să ieșim din tranzitorat. Există cuvântul ăsta în limba română? Știam de cuvântul tranzistor, dar cred că semnifică cu totul și deci, cu totul tranzitorat altceva. Avem în limba română? Din câte română, știu eu, nu. Din câte și sunteți eu, profesor. Fără nu? A avea pretenția de a fi lingvist, dar din câte știu eu, o să eu. Caut pe, da. În curând. Și zice așa, rezultatele obținute de PNL la alegerile locale din 5-6-2016 sunt sub așteptările noastre ale liberalilor, fără a fi însă catastrofale, cum încearcă să inoculeze că ar fi PSD și mașina sa de propagandă. Deci toată lumea spune, care spune că PNL n-a câștigat în Timiș la CEJ, mașină de propagandă, ca să nu mai vorbim de dezastru de la București. E, și acum zice domnia sa așa, 1. Că s-a gândit, asta s-a cugetat și zice că are opinii, deci nu are analize, are opinii. E timpul să înceteze tranzitoratul post-fuziune. Continuarea funcționării partidului cu organisme create în vederea fuziunii și a gestiunii imediatului post-fuziune este total nepotrivită. E asta, că acum vine, cred că domnul Robu se simte ca la DNA după ce a văzut rezultatele și se autodenunță. Am constatat din 2008 și până în prezent că deciziile majore în partid sunt luate total netransparent de grupuri, grupulețe de persoane neîndrituite statutar în acest sens, de multe ori bănuite de înrolare și în alte structuri, discrete sau secrete, forurile statutare fiind mereu puse în situația unor fapte împlinite, lor ne rămânându-le altceva de făcut decât să valideze acele decizii, altminteri riscând să creeze partidului imagine negativă. Pe cum s-ar zice, când a venit Klaus Iohannis la PNL, a fost de la serviciile secrete și discrete? Că eu așa înțeleg de aici, domnule. Și mie mi se pare o analiză care vă rog să mă credeți că n-aș vrea să o comentez în detaliu, dar și eu aș fi interesat dacă domnul Nicolae Robu ar putea să ne spună nominal cine sunt acei domni din Partidul Național Liberal, din structuri discrete sau secrete, pentru că dacă dânsul îi cunoaște, cred că ar fi bine pentru locuitorii Timișului și Timișoarei să știm și noi cine sunt acei oameni. Dar vine un acum care este curat marfă de contrabandă. E timpul ca promovarea în partid, inclusiv desemnarea candidaților pentru diverse funcții / poziții politice sau administrative să se facă prin proceduri riguroase, pe principii de merit. Merit însemnând portofoliul de performanțe, deja atinse, nu un stadiu de ținte și nu discreționar clientelar sub influențe exogene partidului sau pompieristic în cel mai nevinovat caz. Păi când citesc aici să se facă pe merit, adică se întoarce la celebra sa meritocrație, stau și mă întreb, de exemplu, domnul consilier Cristof, ce merite a avut și ce performanțe, că în afară să-i care lui Nicolae Robu selfie stick-ul pentru videoconferințele de pe Facebook, n-am văzut să aibă și a fost pus consilier. Da? Și se vorbește că la un moment dat va fi, ce să vezi, viceprimar al Timișoarei, chit că, mă scuzați, nu și-a șters nici muci în politică, nici nu au curs muci în politică, nu să-și șteargă. Ce avem merite avea Alin Popoviciu, că a fost la DNA, că și-a dat țeapă după cum l-au reclamat vecinii și noi am scris pe presalert.ro, că eu nu mai înțeleg nimic. Sigur că domnul Robu, în calitatea sa de copreședinte al PNL-ului, poate să facă astfel de analize. Trebuie să vă spun că și noi la Partidul Social Democrat, după alegeri, vom avea
mă rog, nu în acest limbaj și nu în acest termen, nu în acest termen, ci discutând cu cărțile pe masă. Mie mi se pare totuși că analizele politice ale PNL-ului trebuie să se facă în interiorul structurilor PNL-ului, ale Partidului Social Democrat trebuie să se facă în primul rând în interiorul Partidului Social Democrat. În general sunt împotriva politicii duse pe Facebook. Facebook-ul, din punctul meu de vedere, este doar o rețea de socializare și atât. Până la urmă, discuțiile serioase trebuie să aibă loc într-un cadru organizat și mesajele sunt, cum să spun, Nicolae Robu a condus Timișoara înainte de campanie pe Facebook, a anunțat pe Facebook că nu se mai strâng semnături în centru, după care pe Facebook s-a răzgândit ca să arate cât de nedictatorob e. De fapt, tot dictatorul era în decizie, că o luase tot domnia sa. Dar acum să vii să spui că trebuie pe merit, când tu ai impus oameni pe lista ta de consilier local care n-au niciun merit, în condițiile în care un Ciprian Jichici, un liberal adevărat, măcar că trăiește din bani de la privat, ca să nu vorbim de performanțele sale profesionale pe care nimeni nu le poate contesta, exact, care a fost unul dintre cei mai înverșunați aici în studio operatorul Nicolae Robu, a fost dat deoparte pentru că n-a vrut să fie ghiocel în fața lui Nicolae Robu. Acest domn care conduce orașul, că de PNL mă interesează prea puțin, poate să vorbească de merit și de alegerile oamenilor pe merit când el a promovat tot felul de nimeni pe stradă, pe liste? Vă repet, o astfel de discuție trebuie să o aibă în structurile lor. Dacă Nicolae Robu era președintele Partidului Social Democrat și venea cu astfel de analiză, cred că eu personal, ca membru al Partidului Social Democrat, în prima ședință de partid, i-aș fi cerut explicații. Adică aș fi vrut să aflu mai multe detalii despre ceea ce a vrut să spună. La noi, la Partidul Social Democrat, lucrurile se desfășoară un pic altfel. De aceea v-am spus că atunci când a zis de șefii noștri care se află nu știu unde, noi nu simțim relația politică, nu simțim ca o relație de subordonare. Sorin Grindeanu este un om foarte deschis, foarte colegial și marea majoritate a deciziilor le luăm împreună. Să știți că ședințele, în general, nu durează 2 minute la Partidul Social Democrat, ci durează câteva ore. Păi de ce? Puțin. Pentru că fiecare om își expune ideile și la sfârșit luăm împreună o decizie pe care ne-o asumăm. Și la PNL durează mult. Dar atunci, asta pentru că Nicolae Robu face conferințe de presă și le spunea despre ACS Poli și ce face în primărie. N-am participat niciodată la o ședință. Pe surse, pe vremea USL-ului am fost o singură dată avem înregistrări în acest sens. Domnul Robu, da, avem și înregistrări. Ia vedeți, poate mai pune prietenul dumneavoastră niște mii de euro prețul, știți? Poate mai crește prețul. Mai, ce ziceți? Îl întrebați de preț? De cum a semnat în numele Consiliul Local? Eu am câteva chestiuni pe care până Nicolae Robu nu le va lămuri public. O să mă țin gaia mâțu, cum se spune. Pentru că nu se poate. Apropo că sunteți în Consiliul Local, nu mi se pare normal ca un privat prieten al lui Nicolae Robu să semneze la cadastru acte numele statului român care înseamnă Consiliul Local, fără să existe nicio împuternicire și nimeni să nu ne explice lucrul acesta. Să nu uităm, domnule Robu, că Dubai e pregătită. Vine ea când trebuie, pentru cine merită, cum a spus noastră, statul de drept până la capăt. Nu-i? Așa, domnule Ionescu, cu statul de drept? Sigur. Tranzitorat. Ia stați că caut eu trebuie, ăsta, trebuie dar căutat cuvântul. Vă rog să mă credeți, e o scăpare și a mea. Nu îmi dau seama neapărat de existența unui astfel de cuvânt. Așa cum v-am spus, Partidul Social Democrat s-a reformat foarte mult în ultimii ani. Venirea lui Sorin Grindeanu ca președinte a însemnat și o schimbare de mentalitate și de atitudine în relația dintre președinte și membri. De aceea nu pot să-mi permit să spun cum e la ședințele Partidului Național Liberal, pentru că, așa cum v-am spus, exceptând perioada USL-ului când am participat la o ședință comună, în rest n-am fost decât într-un singur partid și nu o să mai fiu decât în acest partid, nu-mi propun să ajung niciodată în altă parte. La noi, în general, deciziile se iau după lungi discuții în interior și după ce hotărâm împreună că aceasta este soluția cea mai bună. Este încă un motiv pentru care vă spun că Sorin Grindeanu este cea mai bună soluție pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș, pentru că ar însemna, în primul rând, o nouă etapă în dezvoltarea acestui județ, o etapă de modernizare a acestui județ.
Da, am căutat, doamnelor și domnilor, am dat o căutare banală pe Dex Online. Cuvântul tranzitorat nu a fost găsit, dar am găsit următoarele două cuvinte apropiate, tranzitoriu și tranzitat. Deci care va să zic că probabil că domnul Robu a mai inventat un cuvânt, cred că în curând o să aibă, acum nu, la modul serios, o fi obsesia omului că trebuie să-și inventeze propriul limbaj, pentru că este atât de important încât trebuie să aibă propria sa limbă și nu-i mai ajunge limba română? Pentru că, nu-i așa, titor de oraș, cum i-au spus cei amendați de poliția locală, este erou între eroii neamului, n-avem niciun dubiu. Și atunci, de unde? Adică, până la urmă, decența unui om politic nu înseamnă și relația cu cetățenii, nu înseamnă și limbajul folosit, nu înseamnă și bunul simț până la urmă? Înseamnă toate aceste lucruri. Așa cum v-am spus, lumea, România s-a schimbat foarte mult. Oamenii nu mai acceptă chiar orice. Iar eu cred că în viitor acești termeni pe care i-ați folosit, decență, bun simț, vor fi covârșitori în alegerea liderilor politici. Cred că e mai degrabă o scăpare lingvistică a domnului primar, probabil pe Facebook câteodată se întâmplă să se mai întâmple și astfel de greșeli, să aibă loc și astfel de greșeli. Nu, aici nu sunt greșeli. Și dar nu e vorba de greșeală. Greșeală este când încurci niște cuvinte. Poate nu, scapă un acord. Vă rog să mă credeți că sunt ultimul om care trebuie să iau apărarea lui Nicolae Robu. Nu e prima oară când scoate cuvinte din astea, așa, că parcă ar avea un program, că toți se laudă. Așa cum v-am mai spus, cel puțin în calitate de profesor, mi se pare un termen ciudat. Nu există. Un termen ciudat, n-am auzit de el și dacă l-aș fi verificat și nu există. Mai căutăm o căutare și pe Google, să vedem ce ne spune Google. Cu atât mai mult. Poate nu e Dex Online. Poate fi, pe de o parte, un termen ingineresc, dacă se referă la partea de tranzistor, sau poate fi mai degrabă un termen legat de tranziție sau un derivat al acestui termen. Tranzitoriu este tot ce dă. Poate fi mai degrabă o greșeală din grabă realizării textului. Deci, să nu uităm că am mai avut și alți senatori, deputați care domnule Ionescu, făceau greșeli de tipul ăsta. Cu tot respectul, Google spune nu există rezultate pentru tranzitorat. Încă n-au indexat pagina de Facebook a lui Nicolae Robu. Probabil că va fi prima oară în istorie. Vă dați seama cum sună? După Nicolae Robu cum stă și spune: dragii mei, uitați-vă pe Facebook, la cuvântul tranzitorat, prima postare e a mea. Eu am inventat cuvântul. Vă dați seama pentru orgoliul acestui ins ce înseamnă? Eu cred că e doar o greșeală și o greșeală de formulare. O greșeală gravă, nu? Și o greșeală gravă de formulare și nu cred că cineva poate să fie mândru că a inventat un astfel de cuvânt, un astfel de termen, pentru că în acest mod o să începem cu toții să călcăm în picioare limba română. E mai degrabă, eu cred că e mai degrabă o greșeală dintr-un exces de zel în a scrie o analiză cât mai coerentă și cât mai lungă a unor rezultate, a unor alegeri. Vă repet, analiză care în mod normal întâi se face în interiorul partidului și după aceea se face pe Facebook. Pe Facebook sau în presă pot să fac analiștii. Ați avut și dumneavoastră invitați diferiți analiști politici din oraș care au discutat despre rezultatul alegerilor, care și-au dat care părerea. Care au lăudat chiar dacă suntem oameni de dreapta, deci e clar că ăștia sunt și aia, i-a cumpărat și pe toți ați cumpărat și sunt PSD și vor rău orașul. Să știți că eu nu cred în conceptul de om de dreapta și om de stânga. Eu cred doar într-un singur fapt. În existența unor oameni care au puncte de vedere, a unor oameni care pot să-și exprime la un moment dat nemulțumiri sau mulțumiri legate de o anumită temă. V-am mai dat exemplu acelor oameni de pe stradă care ne-au spus: nu, n-am votat niciodată cu Partidul Social Democrat. Ne-au mai spus și altceva: n-am crezut însă că o să ajung să votez cu Partidul Social Democrat pentru că aveți cea mai coerentă echipă, aveți cea mai coerentă ofertă și veniți după o guvernare pe care a reușit să ne mulțumească pe toți, fie că ne considerăm de stânga sau ne considerăm de dreapta. Am văzut, spre exemplu, la București analize care mi s-au părut cel puțin ne la locul lor. După ce Gabriela Firea a câștigat la un scor
zicem noi, detașat, cu un rezultat care a arătat opțiunea Bucureștiului către Partidul Social Democrat, să vii să spui că, în general, a fost votată de anumite categorii mai mult sau mai puțin educate, în timp ce cel care a luat 10% a fost votat doar de cei care aveau studii universitare. Până la urmă, din acest motiv, cred că totuși analizele trebuie făcute la rece, trebuie discutate cifrele, trebuie discutate mesajele folosite în campanie și trebuie discutat și oamenii care au participat la aceste alegeri, apropo de ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, e interesant, se bulversează, e clar că PNL-ul este în stare de șoc, este clar că au o problemă nu neapărat legată de PSD, care dumneavoastră la partid când vă rezolvați problema cu condamnatul Dragnea, pentru că, apropo de integritate, condamnarea lui Dragnea rămâne un bolovan legat de gâtul lui Sorin Grindeanu, al lui Sorin Ionescu. Degeaba îmi spuneți că v-ați curățat listele și nu l-ați spus pe Titu Bojin, cât șeful dumneavoastră este un condamnat definitiv. Și atunci stau și mă întreb, care este soluția? Ce să facem? PNL-ul, spuneam, are o problemă cu Uniunea Salvați Bucureștiul, cu Nicușor Dan, care a anunțat Uniunea Salvați România. Problema e pe dreapta, dar nici pe stânga. Noastră vă luptați acum mai grav decât dreapta, să spunem, cu electoratul român, care nu-și mai dorește oameni cu probleme cu legea. Și vă întreb, câtă putere de penetrare a mesajului social-democrat poate să aibă la alegerile politice de data aceasta de la parlamentare, cât Liviu Dragnea rămâne președintele partidului? Eu cred că mesajul de la locale a fost foarte clar. Pe de o parte, așa cum v-am mai spus, se simte nevoia apariției unor oameni noi, pe de altă parte se simte nevoia unor partide care să fie mai aproape de oameni. Problema cu Liviu Dragnea, sigur că o va tranșa Comitetul Executiv Național și un congres care probabil că va fi în perioada imediat următoare și acolo se vor discuta lucrurile în detaliu. Din câte mi-aduc aminte, Liviu Dragnea nici n-a condiționat prezența sa în funcția de președinte al partidului în perioada imediat următoare. Și a fost mai degrabă... Au trecut alegerile locale. N-ar fi elegant domnul Dragnea ca să dea el așa un exemplu de bune practici, nu a la Teleorman cu morții. Să zic că, domnilor, am trecut de alegeri, v-am dovedit că suntem eu un partid puternic, am câștigat, mă retrag, îmi dau demisia. Nu să stea să vină iară presa, adversarii, poliție, spune, băi Dragnea, ai o problemă, prietene, ai o condamnare definitivă. Acum, adică eu nu vreau oamenii unești din PSD nu poate să-i trimită câte un SMS să-i spună domnul Toarșu Dragnea, haideți să ne aducem aminte, de un singur lucru. Și eu cred că Liviu Dragnea, așa cum l-am cunoscut eu, este un tip foarte puternic care își asumă faptele sale și își asumă situațiile sale. Haideți să ne gândim totuși, fără a comenta actul de justiție, să ne amintim totuși de ce a ajuns Liviu Dragnea în calitate de condamnat. Din cauza referendumului împotriva lui Traian Băsescu. Nu mă interesează. Este deci, o condamnare... Discutăm pe de o parte. Haideți să separăm totuși. Discutăm pe de o parte despre condamnări penale pentru fraudă, pentru furt. Discutăm de evaziuni fiscale foarte mari, de milioane de euro, în care nu se recuperează nici măcar un singur dolar sau un singur euro. Iar pe de altă parte, ceea ce a făcut Liviu Dragnea, acum să ne fie cu iertare, au făcut-o și alți lideri politici la nivel național și mi-aduc aminte doar de seara aceea cu Băi Viorele, cu ghilimelele puse, de rigoare puse, în care unul din liderii PDL-ului din acel moment privea cu mare satisfacție cum vin voturile de prin străinătate. Deci dacă ar trebui să discutăm despre un act de justiție dus până la capăt, poate că ar trebui ca toți acești domni să ajungă de acord, pe precedentul creat. De acord, creat, dar de asta nu-l scutește. Sigur că nu-l scutește pe Liviu Dragnea de a pleca din această funcție, pentru că, repet, este condamnat justiția.
Corect. Nu poate să fie bună sau rea în funcție de cum ne dă este la membrii singură. De partid. Este una singură. Eu ceea ce vreau să vă spun eu este să plece. Ceea ce vreau nu eu poate să, un să vă spun, să conducă eu sunt convins, eu sunt convins că Liviu Dragnea va găsi soluția onorabilă. Deci nu, din punctul ăsta de vedere v-am spus, mie mi se pare un tip foarte puternic și un tip care foarte rațional care va găsi soluția onorabilă. Pe de altă parte însă precedentul acesta creat prin condamnarea lui Liviu Dragnea ar trebui aplicat și în cazul altor lideri politici. Pentru că dacă pe Liviu Dragnea îl condamn pentru că a dus oameni la vot împotriva lui Traian Băsescu, poate că ar trebui condamnat sau poate ar trebui luați în discuție cei care au îngrădit dreptul la vot. Din câte știu eu, conform Constituției, dreptul la vot este un drept garantat, iar cine îndrăznește să-l îngrădească poate ajunge în fața instanței. Ori îmi aduc aminte că reprezentanții Partidului Democrat Liberal stăteau în fața tuturor secțiilor de votare din țară, în ziua referendumului, încercând să îndemne lumea să nu participe la acest referendum. Sigur că e treaba justiției și ca să, așa cum se discuta și mai devreme, poate că mai devreme sau mai târziu toate aceste fapte vor fi puse pe masă și o să le putem analiza. Nu toate însă sunt judecate în acest moment, ci vor fi judecate pe un termen lung. Cât despre această situație a lui Liviu Dragnea, vă repet, este o problemă la nivel național și cred că în perioada imediat următoare se va găsi soluția cea mai bună. Până atunci sper să găsiți o soluție pe plan local, să vedem odată pentru totdeauna cine e președinte la Consiliul Județean și care este majoritatea la Consiliul Local. Nu pot să vă doresc decât multă baftă, succes. Mulțumim. Și sincer aștept să văd proiectele pe învățământ ale Partidului Social Democrat și cum vă veți bate pentru ele în Consiliul Local de acum încolo. Că bănuiesc, eu n-am uitat ce am discutat în emisiunile în care ați fost aici invitat ca și director al Colegiului Bănățean și zic că trebuie puse lucruri și făcute pentru Timișoara. Rămâne de văzut ce veți face și cum se așează lucrurile. Că de vorbe e plin. Și eu vă mulțumesc și chiar vă rog că atunci când dumneavoastră din exterior veți observa că nu reușim totdeauna să punem în prim plan ceea ce ne-am propus sau ceea ce am promis, vă rog să ne atrageți atenția și să ne mai trageți de urechi așa între ghilimele, astfel încât să facem ceea ce ne-am propus. Să știți că am ajuns acolo, în acest consiliu, datorită voinței unor oameni, datorită faptului că niște oameni și-au pus speranța și încrederea în noi. Ar fi poate cel mai urât fapt pe care am putea să-l facem, acela de a-i nu mulțumi pe acești oameni. Cât despre președintele Consiliului Județean, din punctul meu de vedere, opțiunea timișenilor a fost clară. Un singur nume, Sorin Grindeanu. Pentru că aproape 100.000 de oameni, dacă nu mă înșel, au votat cu lista de consiliere a Partidului Social Democrat, avându-l în frunte pe candidatul la Consiliul Județean, da. Sorin Grindeanu. Să vedem ce o să fie. Să vedem. E o vară fierbinte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mâine seară ultima emisiune. Și așa cum v-am din acest sezon, stați puțin, chiar se bucură unii că nu ne mai dau bani alții să facem emisiuni. Domnul Robu, nu vă bucurați, e doar ultima emisiune din acest sezon, dar nu se închide site-ul, rămâneți pe presaler.ro. Invitatul meu, conform tradiției în această ultimă emisiune, este colegul și prietenul meu, fotoreporterul Adrian Păclișan. Până mâine seară vă spun că de obicei sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră sfârșit o seară nebănuită.